Peste 5.000 de credincioși au venit la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș. Noua Catedrală Arhiepiscopală din orașul Regal a fost sfințită de Arhiepiscopul Calinic în ziua sărbătorii Sfintei Filoftea. De altfel, Catedrala a devenit și noua casă pentru moaștele Sfintei, motiv pentru care va avea hramurile Sfânta Muceniță Filoftea și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Racla cu moaștele Sfintei Mucenițe Filoftea, ocrotitoarea Eparhiei Argeșului și Mușcelului, a fost scoasă joi seara din paraclisul mănăstirii Curtea de Argeș și însoțită către noua catedrală de un sobor de preoți. După slujba de sfințire a fost oficiată pentru prima dată Sfânta Liturghie în noua catedrală. Slavă Sfinte și cele de ofință și de viață, fătătoare și de respectite întrebi! Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe glavie și cu frica de Dumnezeu intră și se roagă, Domnului să te rugăm! Doamne, miluiește! Părintele nostru Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Mușelului, pentru cinstita preoțime, Hristosnia conime, pentru doclenul și poporul, Domnului să ne rugăm! Căzi se cuvine toată slava, cinstea și chinuțirea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfânta Muceniță Filoftea. Prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mic. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Deschideți, băieri, porțile voastre ca să intre împăratul mării. Este acela împărat? Domnul cel tare și puternic, acesta este împăratul păcii și al măririi. Luminează-te, luminează-te, acest sfânt locaș de rugăciune din temelie
În perioada anilor 2009-2018, având hramul Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș și Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Ridicarea noii catedrale în cetatea Basarabilor a fost o dorință a Înalt-Preasfințitului Părinte Calinic Argeșanul, Arhiepiscop al Argeșului și Mușcenului, încă de la alegerea Înalt-Preasfinției sale ca episcop titular la Argeș în anul 1990. Construirea noii catedrale, care se dă mântuire peste veacuri despre vrednicia curilor creștini argeșeni și mușceleni, se impunea nu doar din motive liturgice, ci din motive practice și organizatorice, întrucât la foarte multe evenimente religioase majore, vechea catedrală s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși și pelerini, doritori să mulțumească lui Dumnezeu și Sfântuliței pentru ajutorul primit. Astfel, s-a hotărât construirea unei case noi pentru moaștere Sfintei Mucenițe Filoteia, ea fiind titora de drept a multor biserici din cuprinsul eparhiei Argeșului și Mușcenului. În sensul acesta, la stăruințele și cu implicarea directă a Înalt-Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșanul, Guvernul României a aprobat atribuirea unui teren în suprafață de 1.890 de metri pătrați, situat în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, în vecinătatea mănăstirii Curtea de Argeș, cu destinația construirii unei biserici, teren pe care în prezent este construită noua catedrală arhiepiscopală. În anul 2009, la data de 10 mai, când în țara noastră se sărbătorește Ziua Regalității, a fost încheiat un protocol între Arhiepiscopia Argeșului și Mușcenului și Casa Regală a României cu privire la construirea noii catedrale arhiepiscopale din Curtea de Argeș, care să găzduiască și necropola regală, întrucât în vechea catedrală ctitoria Sfântului Neagoievod de Basarab, spațiul pentru înmormântare devenise insuficient. În baza acestui protocol, în data de 10 mai 2009, s-a pus piatra de temelie a viitoarei catedrale de către Înalt-Preasfințitul Părinte Calinic Argeșanul, Arhiepiscop al Argeșului și Mușcenului și de către Casa Regală. Proiectul construirii catedrale arhiepiscopale a fost întocmit de către firma SC Intergrup Arhitecturi SRL București, având ca șef de proiect pe domnul arhitect Marian Augustin Ioan, iar ca proiectant de specialitate de rezistență pe doamna inginer Mihaela Ion. Odată cu obținerea autorizației de construire, au început lucrările de executare de către firma SC Drăgoi Constructuri de Argeș SRL, reprezentată de domnul constructor Nicolae Drăgoi. Lucrările de zidire au fost realizate în principal cu resursele financiare ale Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcenului, dar și cu sprijinul financiar al Guvernului României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, al parohiilor și al preacucernicilor slujitori ai Sfintelor Altare, din cuprinsul Eparhiei Argeșului și Mușcenului, înscriindu-și astfel numele în Cartea Vieții, precum și din partea altor sponsori și oameni de bine, iubitori de zidiri sfinte. Toate lucrările de zidire la noua catedrală arhiepiscopală și regală din Curtea de Argeș au fost încredințate
spre aducere la îndeplinire sectorului economic și construcții bisericești din cadrul centrului eparhial, coordonat de către Părintele Consilier Eparhial, Protosinghel Caliopie Cristiani Chim, care în baza adresei temei numărul 3466 din 20.10.2009 a centrului eparhial, a lucrat cu mult spor la realizarea Catedralei Arhiepiscopale închinate Sfinte Mucenițe Filoteia. Cu ajutorul milostivului Dumnezeu s-a sfințit astăzi, vineri 7 decembrie 2018, la sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filoteia de către înalt preasfințitul Părinte Calinic Argeșianul, Arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm cu stăruință să binecuvintezi cu mult spor, de plină sănătate și mântuire pe toți ctitorii, sprijinitorii și ostenitorii care au lucrat la această catedrală arhiepiscopală, drept în mărturie a purtării tale de grijă, pentru bucuria și mântuirea sufletească a dreptmăritorilor creștini din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeșului și Mușelului. Semnează înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșean.